vom începe la Direcția de Asistență Socială primirea dosarelor pentru ajutor de încălzire, atât la încălzirea cu gaze naturale, energie electrică sau lemne, cărbun și combustibili petrolieri. La fel ca în fiecare an, condițiile au rămas neschimbate, atât în ceea ce privește venitul mediu lunar pe persoană, care trebuie să fie de 615 lei și, bineînțeles, cu prezentarea unui dosar, la fel ca în fiecare an, astfel încât persoanele cu venituri mici să poată primi acest sprijin din partea guvernului de ajutor la încălzire pe tranșe în funcție de venitul pe membru de familie.